doamnelor, numărul 1, Madalina Mihaila! Yeah, mi-a plăcut! Zac, pac, stai că trag, bine ai venit, Madalina! Spune-mi, Madalina, vreo pasiune ai? Doar șofatul, îmi place foarte mult. Pleci așa cu mașina prin da, muzică? Exact, da. Deci dacă o întâlniți pe Madalina, să știți că este pasiunea ei. Este în stare ei așa de relaxare. Spune-mi ce ai vrea să câștigi la noi, Madalina? Aș vrea să câștig un laptop și o trotinetă. Electrică? Da. Sau de aia să derapezi? Pentru băiețel, da. Da? Nu, o trotinetă ai un băiețel? Electrică. Câți da. Ani are? 13 ani și cu fica mea. Să străiască, să străiască copila și bravo să fie sănătoși. Da, mulțumesc frumos. Și ce să zic, să câștigi ce ți-ai propus. Să fie. Baftă multă, Madalina. Bun, mergem mai departe și o invităm în arenă pe Maria Voinea! Maria e fata cu zâmbet de foc. Ia îmi poartă, vino lângă mine. Bine ai venit, Maria! Bine, mamă, ce drăguță ești, Maria! Te-ai îmbrăcat frumos, roșu, tot ce trebuie. Tu ce te ocupi? În momentan sunt în concediu de creștere al copilului. Pardon? Da! Nu par! E al tău? Da. Ah, bun, dacă îl crești pe al tău, e bine. Câți ani are? Are 6 luni. 6 luni? Da. Așa i-a răsut după 6 luni? Bravo, este, bate palma! Îmi Mersi. Place foarte mult. Da, râzi bine, ai slăbit foarte rapid, nu? Sau nu te-ai îngreșat deloc? M-am îngreșat 14 kg, dar după 2 săptămâni mi-am revenit la forma inițială. Ai ajutat, copilașul, să dai jos instant. Deci n-ai. Dormi noaptea, apropo? Dorm, eu foarte cu minte. Și uite, bă, ce noroc am să frate. Nu înțeleg cum. Ai vreo pasiune? Mai ai timp de vreo pasiune? Da. Care? Echitația. Călărești? Da. Ia, cruța! Mamă, ce frică mi-e de cai, nu te mi. Foarte tare, mă bucur foarte mult că ești prezent aici la noi. Ce ți-ai dorit să câștigi? O vacanță. Bine, Maria, îți doresc succes la jocul nostru, să câștigi ce ți-ai propus. Baftă multă! Bun, mergem mai departe și invităm în arenă pe Mufi Hosor! Mufi! Băi, frate, Mufi? Da. De la ce? Vino, vino lângă mine! Bine ai venit! Bine te-am găsit! Foarte tare! De unde ești? Din Sirian. Sirian, nu? Da, Sirian. Numele, de ce nume Sirian? Da. Mufi, foarte tare numele. Mufi, de când ești în România? De 15 ani. 15 ani, da. Foarte frumos. Ce faci în România? Restaurant libanez. Sunt șef de bucătar. Yeah! Bravo! Îți place? Da, îmi place mie la nebunie. Da, știi că îmi place? Da, știu, da. Știi că eu merg foarte des la restaurant libanez. Caut toate restaurantele libaneze din București. Spune-mi, te rog, vreo pasiune ai aici în România? Ți-ai descoperit ceva? Sincer, spun băutură și femeie. Nu cred! Hai mă, așa, sincer, băutură și femeie. Spune, ce ți-ar plăcea să câștigi în seara asta? Cash. Banu cash. Banu cash. Da. Bine, Mufi, îți doresc succes să câștigi bănuți. Te pup, Doamne ajută! Bun! L-am cunoscut pe Mufi foarte sincer și mergem la ultimul concurent din primii 4, Aura Cocalco! Pac! Țac! Aura! Bine ai venit, Aura! Bine v-am găsit! Mamă, ce forțoasă ești! Uhu! De unde ai venit, Aura? Galați! Din Galați! Cu ce te ocupi la Galați? Sunt antreprenor, am o mică firmă de distribuție. Bun! Și știți că este o vorbă. Care? Eu ce întrezi, eu dau cu capul. Mamă, șef, propriul meu șef! Exact. Ia să-mi ce fac eu, exact. Jocul meu, regulile mele, cum ar veni. Exact! Spune-te, rog, ai vreo pasiune, Aura? Da, sigur că da. În primul rând, vreau să vă zic că iubesc mașinile, fac liniuțe. Liniuțe? Liniuțe. Deci ceva se întâmplă în emisiunea de astăzi, se întâmplă ceva. Ce ți-ar plăcea să câștigi la noi, Aura? Minunea, dar putea să vă iau acasă pe tine și pe Liviu. Aule. Noi suntem gratis! Noi venim oricum! Poate tu! Eu nu! Ba da, și tu! Bine, Aura, baftă mult, îți doresc! 3 licitații, 3 premii și un premiu foarte mare dacă știți regula licitației. Nu ne mai trebuie să întrebăm, știe toată lumea, toată Știm România convins. Știe regula noastră. Da, pentru început, dragii mei, avem un panou de basket pentru copii cu inelul confecționat din metal vopsit și cu baza de susținere pe roți. Baza de susținere este din plastic durabil, se umple cu nisip sau apă pentru stabilitate. Cât să coste? Bine, Matias atinge cu capul inelul. Care 6 metri și... Mamă, slap dunk, blanks, funk! Toate cele bune! Ai văzut ce frumos am dat? Ce, nebunie! Madalina? 129. 129, Madalina. Maria? 190. 190, Mufi? 150. 150? Da. 150? Și... 220. Șefa noastră a spus 220. Doamna Aura îi spui, nu-i spui șefa. Aurora. Cum? Doamna Aura. Aura. Doamna Aura? Da. Are aura aia bună. Are aura aia bună, da. Vedeți că dacă ne luați acasă, noi mâncăm mult.
Nu contează. Păi ne poftim, copule. Ne-am nenorocit, ne ia. Fumează. Ne ia. Brodează. Nu și pe el. Plecăm la bobotează. Lubinița. Lubinița. Luați-o și pe ea. Aura, 220. Ne-a nenorocit. 309. Am jucat la cine dă mai mult. Cine dă mai mult, da, sau la mai mare și s-a câștigat. Bună seara! Bună seara, bună seara! Ce faceți, doamna Aura? Mă bucur că sunt lângă tine, Liviu. Da. Și Liniuțe, unde ai făcut ultima oară, Liniuțe? În Galați. Cu ce mașină? Am făcut și pe munte, în Grecia, ultima dată. Liniuțe, pe munte, în Grecia? Cu elicopterul. Am făcut un concurs și chiar am diplomă. Da, uite, te-ar da, cu ce mașină ai te dai? Cu un Jeep, 4x4. Liniuță cu Jeep pe munte. Mi se pare interesant tare. Mi se pare mie imposibil. Da, auzi, dacă ți se pare interesant, îmi pare rău. Poate nu vorbim de aceeași liniuță. Liniuțele sunt... Ce înseamnă liniuțe? Sunt cele în viteză, dar sunt și cele 4x4 care se merge pe munte și nu toți erau în stare să se țină după noi. A, e un fel de Paris-Dakar, Drift 4, Safari. Safari și toate cele. Bun. Copii? Nu, divorțată. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Da. Aplauze pentru... De mult? Da, din 2019. Primul joc alături de Aura în această seară la prețul cel bun. Ne jucăm pumul norocos, astăzi e foarte simplu, doar că am mai crescut un pic, ca să amândoi valorăm 5.000, ca să știi câți bani trebuie să dai să ne iei. 5.000 și ne-ai luat pe amândoi. Andrei super. Spală, calcă, face curat. Tot. 5.000 de lei avem aici undeva, ascunși. Tu trebuie doar să-i găsești și noi ți-i dăm cu mare drag. Avem 4 șanse, 4 produse. Hai să vedem ce produse avem, Andrei. Primul produs, o placă de păr. Este gata de folosire în doar 15 secunde. Are 9 niveluri de încălzire între 150 și 230 de grade Celsius și 5 ani garanție. Mai departe, un epilator. Ridică firele de păr și le ghidează către cele 20 de pensete cu care este echipat, cu rezultate de lungă durată. Mai departe, în spatele tău acolo avem un fierbător pentru călătorie. Foarte practic, se face mic pentru valiză și mare pentru o băutură caldă, fie că este ceai sau cafea. Și ultimul produs, o tigaie de clătite. Nu necesită folosirea unui aragaz și nici folosirea grăsimilor gen unt sau ulei. Are suprafețe antiaderente și îți face un desert bun cât ai zice pește. Două prețuri pentru tine, mai mult sau mai puțin, tu trebuie să alegi varianta corectă. Mai puțin. Este! Este! O șansă! Mergem mai departe! Epilatorul, două prețuri la fel, mai mult sau mai puțin. 142, alege unul dintre ele. Mai mult. Nu, avem o șansă, mergem mai departe. 110, mai mult sau mai puțin? Mai puțin. Cineva te încurcă acolo, dar nu știu cine. Cineva acolo nu... Se dă prietena ta, dar nu e. Nu e. Pare rău să-ți spun eu, dar... Ai o singură șansă. E mai mult. Și nu te mai... uitat în public. Nu te-ai mai uitat în public și ai câștigat. Două șanse pentru tine, două comori aici, la noi, în panou. Alege unde să spargi. Harakiri, țara, pac, las-o acolo și următoarea. Pac! A...
Doar 100 de lei. A. Acum decizia ți aparține, îi păstrezi? Nu, nu mă interesează, nu. Nu? Nu. Aici poate să fie zero. Nu contează. Sau Livi și Andrei. Ori totul, ori nimic. Exact. Pregătește-te, plecăm. Nu cred. Dacă ne-a luat, ne-am nenorocit. Și ce ar fi trebuit să pun aici, dacă cumva sunt prețuri de 5.000, să ne pună 9 fețele. Ma. Nu banii. Ce tare, poate da? Exact cât valorăm. Nope. Rămânem. Nașpa. Mă vedeam la Galați. Deci gata. Stăm aici, iar pentru tine, Aura, astăzi, la prețul cel bun, 3.000 de lei! Ne scoate la masă! 3 lei! Mergem la cină, mergem la cină! Fii atent aici! Tu ai spart la 5? De ce? Așa de la nimereală. Uite, trebuie să vedem aici lângă. A, nu contează. Ma! Ce? Ne lua? Stai, sunt curios. Aici. 1500 aici, lângă, și fix lângă tine. Asta e. Mamă! Liniș Andrei, exact! Exact, doar acum nu te mint, nu e rău și nici 3.000. Da, e bine. Bine. Și mergem și în finală, mergem mai departe, rămâneți cu noi să vedem.